Internaționalul moldovean Virgiliu Postolache, legitimat în prezent la Grenoble Foot 38, a vorbit despre viața sa în fotbalul francez și moldovenesc într-un interviu oferit site-ului Forului Fotbalistic de la Chișinău. În vara anului 2023, internaționalul moldovean Virgiliu Postolache a semnat un contract pe 3 ani cu Grenoble, formația care evoluează în eșalonul secund din fotbalul francez. El s-a transferat de la formația românească UTA Arad. Zi-mi-te rog frumos, cum a fost adaptarea la Grenoble, cum sunt coechipiere și cum este echipa? Ça va, ça va bien, merci. Tot ok, adaptarea a fost foarte ușoară. Vorbesc limba, am regăsit Franța, campionatul francez și cu echipieri foarte, foarte buni și echipa tot. Postolache a crescut la Academia celor de la Paris Saint-Germain, acolo unde a evoluat la toate grupele de vârstă. Jucătorul își aduce aminte cu plăcere de perioada de la PSG. Cum crezi? Cum ar fi arătat viața ta dacă ai fi rămas la Academia PSG? Sunt un jucător care am vrut să progresez repede și am vrut să-mi fac cariera mea cu etape. Dintr-un fel e ușor să rămâi în confort, dar e mai frumos când treci prin greu, treci prin mai multe cluburi și înveți de la mai mulți. Atacantul a debutat la Naționala Moldovei în 2021. E optimist în ceea ce privește meciurile viitoare din cadrul UEFA Nations League. Obiectivul meu să bat primul meu gol cu Naționala, îl aștept de mult, dar în primul rând să joc și să apăr coroanele noastre și să arătăm la toată lumea că Moldova devine o echipă puternică și o echipă foarte, foarte bună. Toți jucătorii să alegem bine și luptăm toți împreună pe teren. Virgiliu este încântat să joace pentru Moldova cot la cot cu cei mai buni prieteni. Cine din jucătorii naționale este prietenul tău, hai să zicem așa? Cu cine stai mai des în cameră? Cred că toată lumea știe cine. Cu Vitali Damașcan e... Noi suntem totdeauna împreună la cantonamente și mă înțeleg foarte bine cu el, dar în rest cu toată echipa mă înțeleg foarte bine, vorbesc cu tot, fie tineri, ori mai în vârstă. Mersi mult vouă tot și pentru fanii mei și fanii selecționată. Sper că e ziua noastră, că ne susține și pentru copii să iei exemplu, că noi suntem 100% de urma culorii noastre și toată inima noastră e pentru țara noastră. Să iei exemplu și să muncească, să ajungă într-o zi ca noi, că ei sunt viitorul nostru.